Și înainte să cer plicul, hai să vedem materialul acela cu gândurile voastre înainte de aflarea rezultatului votului. Cristi și Valentin sunt în cursa de eliminare. Să vedem ce gânduri au înainte de a afla votul publicului. Am mai fost în situația asta în cursa de eliminare, tot cu Cristi. Un mesaj scurt, sper să nu deranjez pe nimeni. Că poate aceasta este ultima seara mea aici. Să sperăm că nu. În ochi plânge altul de... Prima oară când s-a întâmplat chestia asta, cumva mă așteptam să iasă Valentin, dar acum sunt undeva la mijloc și chiar am multă speranță și încredere în public că o să-l salveze. Astăzi mi-aș dori să rămân în casa Mireasa, să lupt în continuare pentru Antonia și să ne continuăm relația. Noi o să facem o lună săptămâna viitoare, sper din suflet să rămână, să putem să sărbătorim împreună. Și da, simt că îl vreau pe el și simt că vom fi împreună și afară și cumva, cum e vorba aia, cu un ochi aș râde, cu un ochi aș plânge dacă ne-am vedea afară. Eu am fost sincer din toate punctele de vedere, nu am avut nimic de ascuns. Mi se pare că el, prin acest cuplu, a reușit să arate că este un băiat extraordinar și are un suflet foarte bun. E bună la camă, Antonia, de băiat. Nu, tu ești nebun la camă, am zis doar o dată. E setat, hai de fă-ți un masaj. Nu vreau. Nebunia asta noastră ne atrage unul pe altul și de aceea este și cuplul acesta adevărat. Eu chiar consider că ne-am schimbat foarte mult amândoi. Amândoi ne-am calmat, amândoi ne-am liniștit și parcă ne-am găsit așa pacea unul în celălalt. În această situație aș vrea să plec, normal. Așa mi s-ar părea și corect și n-aș avea regret. Nu aș vrea să rămân fără el aici, dacă are și... aș face tot posibilul să încerc să-l întorc înapoi sau să ies eu după el. Valentin are o relație și e urât să distrugi relația cuiva și plus de aia să vedem ce se întâmplă cu ei. Mi-aș dori să rămână Valentin pentru că el are un cuplu și cred că merită. Dacă mi-aș mai fi dorit să stau în casă, aș sta doar pentru a mă aștepta o fată, încă o fată în această emisiune. Sincer, nu mi-aș fi dorit să îl cunosc mai mult, pentru că eu și el ne-am dat seama că nu putem avea ceva mai mult decât o prietenie. Dacă aș rămâne în continuare în competiție, nu cred că aș mai... Nu aș mai încerca să mă apropii de Eliza. Am spus și repet, suntem doar prieteni și atât. Sentimentele sunt reciproce și din partea mea și din partea lui. Adică nici eu nu simt ceva pentru el și nici el pentru mine. Mă aflu iar în cursa de eliminare din cauza unor jocuri din alte părți și am picat la mijloc. După părerea mea, au fost niște jocuri cu sentimentele altor concurenți. Pot spune că aceste jocuri au fost din partea lui Dedish, cu Delia. Cum s-a spus și în emisiune, Delia poate fi o locomotivă în această emisiune și s-a gândit că așa poate să rămână în casă. Dacă ar pleca Valentin, mi-aș pierde scopul meu în această emisiune. Deci eu chiar simt că am reușit să găsesc ce căutam. Și simt așa că încep să țin la tine foarte mult, să știi. E un cuplu mai rebel, care chiar fac ce simt și asta e important aici. Aveți emoții? Am emoții și pentru mine și pentru el. Este o persoană care pentru puținele m-am atașat în partea băieții. De Cristi? Da. Da, știu că e greu, că cu bune, cu rele, sunteți acolo, zi și noapte, știi? Adică... Da, ne-am cântat și după aia ne-am făcut cartofi împreună. Da! Tu, Cristi? Nu am emoții. Sper ca publicul să fi făcut ce-i corect și să fie bine pentru ei. Cer plicul? Da. Te rog, Bogdan. Hmm.
E un scor foarte strâns. E un scor foarte strâns. 45-74% cu 54,26%. Asta înseamnă că s-a votat intens, s-a votat mult. Iar concurentul care va părăsi Casa Mireasa acum, pentru că a fost votat de 54,26% dintre telespectatori, este... Valentin. Pare rău. Și mie îmi pare rău. Mă bucur de toate momentele frumoase care le-am avut aici și de momentele mai puțin frumoase. Nu mai plânge Antonia, o să ne fie bine. Ai grijă de tine. Și vă pup pe toți. Doamna Floara, sănătate, mulțumesc! Cu o emisiune frumoasă în continuare și totul să fie bine. Și dumneavoastră sănătate și încă o dată la mulți ani. Doamne ajută! Antonia, să știi că, uite, voi ați mai trecut odată prin treaba asta și din reacția pe care o ai acum, eu îmi dau seama că voi sunteți mai sudați. Și știi ce cred eu? Că dacă într-adevăr este o relație în care voi sunteți atașați și deja aveți sentimente unul pentru altul, treaba asta o să vă întărească și o să vă facă mai puternici. Cristi, plângi de bucurie sau de tristețe? Ce am o lună? Săptămâna viitoare am fi făcut o lună pe 14. Da, faceți în continuare. Știu, că... dar aș fi vrut să fiu lângă el. Ori în viață se mai întâmplă ca doi oameni care se iubesc să se despartă temporar. Gândește-te că ai fi afară și iubitul tău pleacă într-o deplasare. Trebuie să o gândești în această cheie pozitivă ca să-ți faci și ție viața mai ușoară aici în Casa Mireasa. Cât o să mai stai aici. E posibil să stai până în finală. Să rog să mă voteze pe mine dacă votează băieții sau fetele. Dar tu știi, stai puțin, tu știi că, tocmai pentru că avem o votare astăzi, tu știi că nu avem voie să facem treaba asta și să mai spun ceva. În cazuri dintre acestea, când unul din cuplu a ieșit, celălalt, mai există o variantă, celălalt a făcut cerere la Antena Play să fie readus în Casa Mireasa. Se poate? Se poate și așa. A? Deci întotdeauna există o variantă. Ok, atunci o voi merge pe prima variantă. Da, asta nu ai voie. Asta e contrar regulamentului. Asta te rog să, la chestia asta te rog să nu apelezi. Cu atât mai mult cu cât, repet, avem astăzi o votare. Fetele și băieții vor vota. Avem o votare practic simultană. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză. Votarea despre care vă vorbeam va fi imediat după minutele de publicitate și tot atunci